ca timpul petrecut în acest loc să fie un nou prielnic pentru Amen. Voi. Amen. Și zic ca Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să luăm loc pentru câteva momente. Numele meu este David Filip, și sunt originar din Oradea, dar Domnul a făcut cu cale să locuiesc în Orșova și să fac parte dintr-o echipă, o echipă minunată. După cum bine știți, sunt însoțit și am venit împreună cu echipa Tabor și îi mulțumesc Domnului pentru acest lucru. Povestea mea începe într-o familie de creștini penticostali, o familie din care învățătura creștină n-a lipsit. Într-o familie în care părinții mei, în special mama mea, mereu mi-aduce aminte când, în special când plecam de acasă, de Domnul Iisus și ce trebuie să fac ca să fiu un copil bun. Ei bine, crescând, cum toți băieții în mare parte jucăm fotbal, cum suntem mici, ei bine, am jucat un pic mai mult, ca să zic așa, și dintr-o pasiune s-a transformat într-un job. Și cu timpul, fotbalul și sportul acesta de performanță a devenit un mod de viață, un mod prin care îmi câștigam bani, un mod mai puțin bun. Ei bine, trecând anii, am avut parte de destule succese, ca să zic așa, mai ales în prima parte a junioratului meu, trecând pe la echipe cunoscute din România, Dinamo, Academia Hagi, ulterior să ajung și prin Italia pentru câteva luni și într-un final să mă întorc în România. La vârsta de 18 ani am semnat primul contract de profesionist cu Poli Timișoara și în momentele acelea vă spun sincer că am crezut că am lumea la picioare, am zis sunt împlinit, sunt fericit. Ce este mai frumos decât să fii tânăr, să fii fotbalist și să trăiești din fotbal? Ei bine, viața mea era una foarte falimentară, deși de cele mai multe ori la finalul unei petreceri sau după un meci, după o victorie, era un gol în inima mea și mereu mi-aminteam vorbele mamei mele care îmi spunea că fără Dumnezeu nu pot să fac nimic, fără Dumnezeu toate sunt goane după vânt, fără Dumnezeu zero. Ei bine, golul devenea tot mai mare în sufletul meu și tot încercam să găsesc un lucru, să găsesc o plăcere prin care să acopăr acel gol, petreceri și tot ce ține de domeniul acesta. Ei bine, tot am văzut că acest gol nu se umple și am zis, mă, dacă tot sunt fotbalist, dacă tot am început să gust puțin din succes, ce lipsește unui sportiv? O prietenă, nu? Ce să fac acum? Mă pun o poză frumoasă pe Insta, cum procedează toți tinerii din lume din ziua de azi? Ei bine, s-a evit și această ocazie, mi-am făcut o relație și fără să-mi dau seama, cred că am deschis cea mai mare ușă pe care puteam să o deschid diavolului, ușa sentimentelor. Ei bine, la început totul a fost frumos. Toate veneau într-un mod foarte plăcut, mă simțeam împlinit. Ei bine, după o perioadă de timp, mai exact după un an jumate, fiind foarte legat de această persoană, diavolul a început să mă dărâme, ca să zic așa. Și după cum bine știți, toate relațiile în afara căsătoriei, toate relațiile care n-au de-a face cu Dumnezeu, sunt zero. Ei bine, au început falimentele din viața mea. Au început plăcerile de moment, din păcate, dependențele erau din ce în ce mai mari. Viața mea sportivă se ducea în jos și dependențele creșteau. Ei bine, a urmat o perioadă tare grea. După aproximativ vreo 2 ani, cariera mea era praf dintr-un tânăr de perspectivă, dintr-un tânăr promițător, dintr-un tânăr care toți își puneau mari speranțe, am devenit o legumă. Dintr-un băiat, ca să zic așa cu... Haideți că folosesc termenul ăsta, un băiat care era plin de caterincă, un băiat care făcea glume non-stop, devenisem o legumă. Și toți se uitau și se mirau din băiatul, din tânărul acela sportiv, să ajung într-un hal, într-un hal de nedescris. Și vă dați seama, a urmat o perioadă foarte grea, o perioadă în care m-am adâncit tot mai tare în plăcerile acestei lumi și într-o bună zi, fiind foarte depresiv, depresia a apăsat din ce în ce mai tare, am fugit la mama mea, singura persoană care ne înțelege, și îi mulțumesc Domnului pentru ea.
Și i-am spus prin ce trec, i-am spus ce fac, i-am spus cu tot i-am spus. Și fiind prima oară, ca să zic așa, când fac lucrul acesta, pentru că mulți dintre noi, din păcate, recurgem la partea asta, să nu spunem nimic părinților. Și mama mi-a spus să mă rog. Mama mi-a spus să mă rog. Și într-un timp, ofertele nu mai veneau, impresarii nu mai sunau, deci totul era praf și pulbere. În cele din urmă am primit o ofertă chiar din Oradea, chiar dacă era la un nivel mai jos decât mă așteptam și la care trebuia să joc, am acceptat cu gândul de a sta aproape de familie și de a-L cunoaște pe Dumnezeu. A venit o perioadă foarte dificilă, dar una biruitoare. Chiar în echipa din Oradea, unul din antrenori, unul din membrii staffului, era la vremea aceea era pocăit. Și prin gura lui Dumnezeu la fiecare antrenament îmi vorbea. La fiecare meci îmi vorbea. Și parcă de câte ori, aici vreau să fac o paranteză, după fiecare victorie, după fiecare campionat câștigat, ca să zic așa, un vestiar se sărbătorește cu alcool, petrece și așa mai departe. Ei bine, după fiecare meci câștigat, când mă gândeam să pun mâna pe alcool, mi-aminteam, mă vede. Începea să-mi fie rușine și prin modul acesta, ușor m-am îndepărtat de lucrurile acelea. A urmat un moment de biruință. Mi-am predat viața în mâna Domnului și am spus stop la toate. Și am zis, Doamne, am căutat fericirea în lume, am căutat fericirea în fotbal, în relații, zero, nimic. Și vreau să văd cum e cu Tine. E bine, Domnul m-a ajutat și ce vreau să scot în evidență, în momentul acela în care am decis pentru Domnul, parcă toate veneau pe tavă, toate ofertele. Vă spun sincer, fete la care nu speram îmi scriau. Au apărut și unele oferte tot de la diferiți prieteni care nu mă băgau în seama, poate care unii băieți cu care îmi doream anturaj și la fel și cu unele fete. Și mi-am dat seama de un lucru, că cu cât mă apropiam de Dumnezeu mai mult, cu atât ofertele erau tot mai mari. A urmat un moment de biruință. În decembrie 2020 am făcut botezul și a fost un moment de biruință. Dar e bine, a urmat o perioadă foarte scurtă, frumoasă. A venit pandemia și, din păcate, nu m-am adâncit cât trebuie în cuvânt, în rugăciune. Și pe de-o parte, vă spun sincer că, gândindu-mă că fac botezul, am crezut că voi ajunge un fotbalist mai bun. M-am gândit că din momentul în care fac botezul, ofertele vor curge rând pe rând. Ei bine, n-a fost așa. Îmi plecam genunchiul doar înaintea Domnului și spuneam doar atât, Doamne, dă-mi o echipă. Nu mă rugam pentru creșterea mea spirituală, nu mă rugam ca Domnul să mă boteze cu Duhul Sfânt, nu mă rugam ca Domnul să-mi vorbească, atâta mă rugam. Doamne, dă-mi o echipă. Lunile treceau, telefonul nu suna. Am intrat într-un moment de disperare. Unul din frații mei și acum activează la un nivel înalt, este sportiv de performanță și îl terorizam cu telefoanele. Vorbește cu patronul ăla, vorbește cu impresarul ăla, ajută-mă că nu mai suport. Telefonul tot n-a sunat, nu s-a rezolvat nimic și am zis într-un moment, gata. Atât de supărat am fost, atât de nervos am fost, am zis, gata, o rup cu fotbalul, nu mă mai gândesc la anii care au fost, la anii care am dedicat acestui sport, mă duc și clasic, povestea clasică, străinătate. Am luat legătura cu niște băieți, cu niște prieteni și am zis că plec în Londra. Chiar mi-am dorit foarte mult să mă mut în Londra. Am zis că iau de la zero, asta e, nu sunt primul care mă las de fotbal. Vorbesc cu băiatul respectiv din Londra, care m-a ajutat să mă angajez acolo și zic, da, totul ok, rezolvăm, salariu super, job ușor. Urma peste două zile să plec. Mă sună înainte cu o seară să plecăm și spune, da, vi s-a anulat, voi veni eu în țară, plecăm împreună. Ok, super. Au trecut câteva zile, urma să plecăm împreună, tot la fel, înainte cu o seară, mă sună și spune în felul următor, David, nu poți să-ți rezolvi actele atât de repede, ai nevoie de un green card, dacă nu mă înșel. Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană și un pic complicat. Mai durează puțin. Și mi-a spus că poți să te bag la un job, dar nu-i foarte bun și în timp de două săptămâni să lucrezi acolo, să rămâi acolo până să rezolvă actele. Ei bine, în acel moment am fost foarte supărat, foarte nervos, am zis categoric nu. Când am ajuns acasă, mi-am permis luxul să-L trag pe Dumnezeu la răspundere.
M-am dus în camera mea și spuneam în felul următor: Doamne, fotbal nu, muncă nu, ce să fac? Nu ești corect cu mine, nu ești corect cu mine, ce se întâmplă? M-am botezat, credeam că totul se rezumă la un botez, dar știți bine cu toții că nu e așa. E bine, au trecut vreo două zile și l-am sunat pe prietenul acela și am spus că accept. Ok, bun. Iarăși au trecut câteva zile, cred, nu mi-aduc bine aminte, a cumpărat biletele, trebuia să plec în Londra. Tot așa, înainte cu o seară sună telefonul și îmi spune în felul următor: David, nu pleci nici de data aceasta. Când tu ai refuzat, eu am trimis alt tânăr, am luat legătura cu alt tânăr și el a plecat în locul tău. Și mi-a spus în felul următor: David, nici de data asta nu pleci, pentru că s-a stricat treaba în Londra. Tânărul care a plecat în locul tău a căzut un zid peste el și a murit. Vă spun sincer, în momentul acela m-am blocat. Mi-am îndreptat privirea spre cei și atât am spus: mulțumesc, Doamne. Și mi-am dat seama de un lucru în momentele acelea, că dacă nu era mâna Domnului, probabil nu mai eram aici cu voi, probabil drumul meu nu era spre rai. Și îi mulțumesc Domnului că a intervenit de atâtea ori în viața mea și îi mulțumesc Domnului că a fost acela care a rupt orice lanț și orice legătură din viața mea. Și dacă vă aduceți aminte ce am spus în prima parte a mărturiei, că mă rugam tot pentru o echipă, e bine, Domnul chiar mi-a ascultat această rugăciune. Câteva luni mai târziu să merg în misiune la Orșova. Mergeam la rugăciune și un băiat, un tânăr de acolo, mi-a spus că este nevoie de băieți în zona Olteniei, să dea o mână de ajutor, să deschid biserici, n-a dat multe detalii și am zis: hai că o fac, hai să încerc, hai să văd și eu cum stă treaba. E bine, am ajuns în zona Olteniei și am luat contact cu echipa Tabor și Domnul a început să lucreze prin ei, să-mi vorbească prin ei și, după cum bine știți, echipa Tabor prin harul și prin cu ajutorul Domnului suntem angrenați în multe lucrări, orfelinat, construirea a multor biserici și am venit de multe ori. Am venit odată, de două ori, de trei ori și Domnul a început să-mi vorbească și să mă schimbe. Într-una din seri, înainte să înceapă construcția orfelinatului din Tabor, era miercuri seară, joi seară, tot miercuri mă sunase patronul din Oradea, de la echipa Cutare, să vină înapoi, să o luăm de la capăt și mi-a promis, mi-a făcut o ofertă, toate erau foarte frumoase și mi-a spus că reunirea lotului este joi la ora 6, chiar când trebuia să plece, să plecăm cu băieții la orfelinatul din Orșova. Și vă spun sincer, în seara aceea, înconjurat de diplomele mele, înconjurat de medaliile mele, de trofee, de amintiri, s-a dat o luptă în interiorul meu. Să merg să-mi continui cariera de fotbalist, să o iau de la început, sau să am curajul să mă alătur lucrării lui Dumnezeu. Ei bine, îi mulțumesc Domnului că în seara aceea Domnul mi-a dat puterea să fac alegerea cea mai bună. Și după cum v-am spus că mă rugam mult pentru echipă și Domnul a ținut să mă răsplătească cu echipă și m-a binecuvântat cu echipa Tabor. O echipă prin care mă crește, o echipă prin care îmi vorbește și o echipă prin care cu siguranță vrea să mă ducă sus în cer. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să intrăm într-o rugăciune. Poate că ai alergat spre plăcerile acestei lumi, poate ai alergat spre relații. Vreau să spun un lucru. Toată alergarea asta fără Dumnezeu este zero. Aș vrea să intrăm în această rugăciune și să fii sincer înaintea Domnului, pentru că știm cu toții, fără Dumnezeu nu se poate. Amin.